Andrew și Simina, astăzi este ziua căsătoriei voastre, este ziua dragostei voastre. Aici sunt părinții care v-au crescut și se bucură de voi că ați fost doi tineri cu minți, implicați în biserică și ați intrat în căsătorie prin nuntă, nu în alt fel. Lucrul acesta vorbește despre viitorul vostru, nu doar despre trecutul vostru. Ambii frați păstori au vorbit despre iubire. Probabil că iubirea este unul dintre subiectele despre care s-a scris și s-a vorbit cel mai mult. Probabil că iubirea este unul dintre fenomenele care are foarte multe imitații. În generația noastră, iubirea este confundată cu relația intimă. De aceea, oamenii numesc iubire ceea ce simt ei. Iubirea înseamnă ceea ce simți, dar ceea ce simți nu este cel mai important lucru din iubire, cea mai importantă componentă a iubirii. Cea mai importantă componentă a iubirii este alegerea. Dar alegerile se fac în momentul în care le poți face. E ușor să alegi cu mintea, dar atunci când trebuie să aplici, nu poți, pentru că nu ai forță, nu ai puterea necesară. De aceea apare în peisaj resursa anumită putere și puterea vine din caracter. Uitați-vă numai la nivelul experienței voastre și veți constata că oamenii de caracter au familii puternice, iar oamenii fără caracter au familii toxice sau pur și simplu nu mai pot să-și păstreze familia. Caracterul este totul, pentru că din caracterul tău izvorăște dragostea care se manifestă, izvorăște capacitatea să ierți, să rabzi, să accepți. Fratele Costica a vorbit mai mult despre atracție. Atracția îi atrage pe cei doi tineri și ei încep o relație care se dezvoltă. Doar că relația de familie este o relație de durată. Atracția aia ține puțin, dar în timpul în care ea ține, generează o energie foarte puternică, o pasiune incredibilă. Dar după luna de miere și probabil după primii 2 ani de căsătorie, acest lucru care vine din interior fără ca tu să faci ceva, începe să se retragă și trebuie să-ți folosești caracterul și să iubești. A iubi înseamnă a-i face bine partenerului. Pur și simplu să-i faci bine partenerului. Toate-s bune și frumoase până la momentul la care te simți nerespectat, nemulțumit, frustrat, neînțeles sau neînțeleasă. Și atunci nu te mai poți ocupa de ea sau de el, pentru că trebuie să te ocupi de tine. Tu ești rănitul și când tu ești rănit, nu mai ai disponibilitate să te ocupi de rana partenerului. Tu te ocupi de partenerul rănit când tu nu ești, când tu ești în control, când tu ești stabil emoțional. Dar când tu ești afectat, ești dezamăgit, ești frustrat, ești nerespectat, ești jos, tu în mod inconștient și involuntar te ocupi de tine și amâni să te ocupi de partener. Aici intervine problema în căsătorie. Niciun partener nu este perfect. Partenerul poate fi frumos, poate fi băiat bun, pocăit, plin de Duhul Sfânt, dar nu e perfect. Iar căsătoria este locul unde nu mai poți ascunde nimic. Căsătoria și cerul sunt două locuri unde nu poți ascunde nimic. Pentru că te miroase, mai ales de la bărbat la femeie. De aceea trebuie să treci dincolo de perfecțiunea partenerului, adică de imperfecțiunea ei sau a lui, și lucrurile care îi mai scapă ei sau lui, tu trebuie să te disciplinezi să le acoperi, să le ierți, să treci peste. Dacă nu veți avea puterea să faceți asta, o să vă certați tot ziua.
Și aveți dreptate când spui că a greșit. Dar cine nu greșește? Soțul și soția trebuie să-și dezvolte capacitatea să înțeleagă că partenerul nu-i perfect, după cum nici el sau ea nu este perfect. Și atunci este nevoie de dragoste, de iertare, de comunicare de calitate. Dragostea este cea mai mare, pentru că ea înseamnă aproape orice lucru pozitiv. Din dragoste ierți, din dragoste rabzi, din dragoste o iei de la început, în dragoste alegi să treci peste supărarea ta și să te duci să o împaci pe ea. Poate că greșeala a fost 50-50%. Și spui, să vină și ea sau să vină și el. Știi cine va veni? Nu ea sau el. Va veni cine e mai pocăit. Va veni cine are caracterul mai autentic, mai puternic, mai dezvoltat. Credeți-mă, totul în viața asta este o problemă de caracter. Inclusiv roada Duhului înseamnă caracter. Sunt 9 valențe prin care se manifestă roada Duhului. Noi ne place să vorbim despre Duhul Sfânt ca despre manifestarea darurilor. Dar de... Și oamenii care le au și le manifestă sunt foarte respectați, iubiți, apreciați. Dar, dincolo de aceste manifestări supranaturale ale darurilor, este manifestarea naturală a Duhului Sfânt prin comportamentul omului credincios. Un om care are daruri și nu are caracter, omul ăla va crea foarte multe probleme în biserică. Pentru că oamenii îl iubesc pentru darul lui și îi înghit defectele și slăbiciunile datorită acestui dar, spunând că nu e nicio problemă, că toți greșim. Roada Duhului în căsătorie ține casa, pentru că înseamnă răbdare, pentru că înseamnă bunătate, pentru că înseamnă capacitatea să te duci și să spui, îmi pare rău. Îmi ia doar câteva clipe să închei, vorbind puțin despre atracția fizică despre care a vorbit fratele Costică, nu-i timp să dezvoltăm asta, să vreau să vă spun următorul lucru. În Matei, în capitolul 5, versetul celebrul, verset 28, spune, dacă cineva se uită după o femeie ca să o poftească în inima lui, e adulter. Întreb, dintre toți ăștia care se uită, nu-i niciunul căsătorit? Bă, da, dar între atracție și... Știi cât ține atracția? Foarte puțin. De ce numim lună de miere? Pentru că atâta ține atracția. Asta nu înseamnă neapărat că se termină la o lună, dar după 2 ani nu mai e nimic acolo. Toate soțiile din lumea asta sunt atente la soții lor dacă își întorc capul. Unde e atracția? A fost. Nu te baza pe atracție. Atracția e un hormon inconștient. Ăla nu participă la căsătorie, aia e o chestie care e un automatism chimic care vine, te împinge în căsătorie pentru perpetuarea speciei și se retrage puțin câte puțin. Indiferent că se retrage la o lună, la un an, la 2, dar oricum după 2 ani nu mai rămâne mare lucru. Ce faci atunci? Atunci apare caracterul, un om duhovnicesc care citește în Biblie, care își cunoaște slăbiciunile și se roagă, care încearcă să-și înțeleagă soția când e mai greu de înțeles sau soțul. Tu ți-ai ales fata asta. Tu trebuie să faci casă cu ea până la sfârșit. Simina, tu ai acceptat băiatul ăsta să-ți devină soț. Tu trebuie să faci casă cu el până la sfârșit. Trebuie să vorbiți unul cu altul, să aveți răbdare unul cu altul, să fiți bun unul cu altul. Biblia zice, mila biruiește judecata. Adică în timp ce judeci, spune, mă, dar mie mi-e milă de băiatul ăsta, de fata asta, e alegerea mea, e iubirea mea, e prințul meu, e prințesa mea. E, această stare de milă pe care tu o activezi, ea e potențială, tu o activezi, îți dă putere să nu-l mai judeci și să spui și eu am greșit ieri. Și treci peste. Nu, ai glonț, ai pistol, dar nu-l folosești. Cine își folosește pistolul în familie va ajunge la tribunal. Folosiți-vă mila,
Folosiți-vă bunătatea, ceea ce face farmecul, ceea ce face frumusețea unui om, este bunătatea. Accentuați caracterul, fiți oameni de caracter. Disciplinați-vă, că caracterul nu e altceva decât, folosind metoda disciplinării, creăm automatisme de a răbda, de a iubi, de a ierta și așa mai departe. Nimeni nu se naște bun sau rău. Noi ne naștem vii și după aceea devenim bun sau răi, clătind pe temperament toate automatismele caracterului. Acestea două fiind dintre cele trei elemente ale personalității. Andrew Simina, predicatorii sunt în stare să predice până mâine seară. Ei le știu pe toate, ei au timp, au energie, dar trebuie să ne oprim acum pentru că urmează o cântare și apoi o să vă invităm aici în față să ne rugăm pentru voi. Iar Dumnezeul în fața căruia voi ați venit o să vă binecuvinteze. Nu noi vă binecuvântăm, noi rostim cuvinte de binecuvântare, dar binecuvântarea nu e ascunsă în gura noastră. Este în mâna care a creat universul, care l-a creat pe om, în mâna celui în fața căruia voi ați copilărit, ați tinerit și astăzi ați venit ca băiat și fată, mire și mireasă, să primiți binecuvântarea. Dumnezeu o să vă dea pentru că vă temeți de numele Lui. Amin.